Marcu 11:24. În această seară vom vorbi puțin despre credință. În acest scop, am vrea să prezentăm o bătrânică care și-a trăit întreaga viață alături de Domnul. Era conștientă că Dumnezeu este singurul care dă binecuvântări, singurul care ascultă și împlinește rugăciunea unui om credincios. Această bătrânică avea o vecină care de ani de zile încerca să-i demonstreze că nu există Dumnezeu. Încerca să găsească un cusur în purtarea ei sau uneori chiar o confrunta cu Biblia. Într-o zi, bătrânica și-a început dimineața cu părtășie și rugăciune, ca în fiecare zi din viața ei. Era greu încercată. Nu mâncase de 3 zile și nici cu banii nu stătea bine. Și-a ridicat privirea în sus și a spus: Doamne, Tu care ești Dumnezeu cel adevărat, mă rog, Doamne, știu că mă vei păzi. Doamne, îți cer mâncare, Doamne, și știu că Tu ești în stare să te îngrijești toate nevoile mele. În acele momente, vecina ei a auzit această rugăciune de sub geam și a spus: nicio problemă, lasă, pe când vii tu acasă de la muncile câmpului, îți pun eu mâncare pe masă. Bătrânica plecase, dar vecina avea acest gând în capul ei și așa și făcu, a pus mâncare pe masă, abia aștepta să o confrunte pe bătrânică. A stat o zi întreagă să o pândească, să o poată confrunta și să-i demonstreze în sfârșit, în fapt reale, că nu există Dumnezeu. Sta și aștepta. După o zi lungă de lucru, bătrânica se întoarse de la câmp. Când veni acasă, a intrat pe ușă, a văzut masa plină cu mâncare și a spus: Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai ascultat rugăciunea. M-au rugat cu atâta credință, Doamne. În acel moment, vecina a intrat și a spus: vezi, ți-am spus că nu există Dumnezeu. Încerc de atâta timp să-ți demonstrez și acum ți-am ascultat rugăciunea de dimineață și am zis, las că-ți pun eu mâncare pe masă. Îți arăt că totul este la întâmplare și eu am fost cea care ți-am pus mâncarea pe masă. Bătrânica, când a văzut acest lucru, a izbucnit în rugăciune și a spus: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat rugăciunea, ești puternic, chiar și ce rău te ascultă. Și Tu ți-ai făcut lucrarea, căci credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Amin.